Salutare tuturor, mă numesc Petru Țfola, sunt manager tehnic la Casa Arbor. Astăzi vreau să-ți prezint un material în care cuprinde mai multe proiecte și mai multe etape de realizare, de la structură până la structuri izolate sau poate chiar proiecte la chei. Ideea materialului este ca să poți să faci diferența între tipurile de structuri, să poți să etapizezi lucrările în șantier și să poți să ai bugetarea și calculul proiectului general. Primul proiect se află chiar în spatele meu și este o casă pe structură de lemn care a fost construită în județul Brașov în calitatea Prodolt. Este o structură izolată cu vată bazaltică de 15 cm și cu o grosime totală de perete de 37 cm. Această casă, conform legislației, este proiectată în ZEB. Asta înseamnă că avem grosimile necesare și toate condițiile impuse de standard și de legislație. Suprafața utilă a casei este de aproximativ 120 de metri pătrați. Avem o suprafață construită de 140 de metri pătrați. A fost un proiect provocator pentru că bugetul era impus încă din faza de cerere de ofertă, însă din fericire pentru noi am reușit să facem o casă durabilă, rezistentă în timp și așa cum arhitectura și proiectul general impunea. Durata de execuție a fost de 8 zile lucrătoare, începând de la recepția fundației până la straturile suport pentru învelitoarea de tip tablă. Etapele de execuție s-au desfășurat pornind de la recepția fundației, montajul tălpii de trasare, montajul pereților interiori, montajul pereților exteriori, montajul planșeului, montajul șarpantei și a structurii suport de tablă. Dacă vă întrebați de ce a durat atât de puțin, este pentru că încă din faza de proiectare am adoptat soluții tehnice pentru eficientizarea șantierului. Un exemplu ar fi montajul tâmplăriei pe secție, în fabrică, în care aceasta s-a făcut conform cu standardul NZEB și pot să zic că am putut să reducem durata șantierului cu aproximativ o zi. Proiectarea generală a proiectului de execuție, și vorbim doar de partea de lemn, a ținut cont foarte mult de desfășurarea lucrurilor în șantier, în sensul că am putut să optimizăm diferite lungimi, diferite elemente, care, din punct de vedere șantier, îmbunătățesc desfășurarea acestuia. Costul structurii din spate este de aproximativ 40.000 de euro, cu montaj inclus și cu tot ce înseamnă utilaje adiacente pentru buna desfășurare a șantierului. Vorbim de o structură izolată, cu tot ce înseamnă bariere de vapor și folii. Faza în care, la care această structură a fost predată către client conform cu devizul care s-a făcut către acesta, îi permite acestuia ca să poată să continue cu următoarele lucrări, respectiv un termosistem de fațadă care era calculat conform proiectului de arhitectură, cu instalații electrice și sanitare pe partea interioară, cu placările de gips carton și toată partea de finisaj conform cu designul interior pe care clientul îl are sau îl va stabili ulterior. Următoarea etapă după predarea structurii este împrejmuirea terenului, care nu a fost făcută tocmai pentru a nu încurca buna desfășurare a șantierului, și acoperirea structurii cu învelitoarea de tip tablă. Nu putem în momentul de față să dăm niște valori legate de eficiența energetică, însă e foarte important ca următoarele etape de izolare a casei să se respecte conform proiectului transmis, în așa fel încât eficiența energetică a proiectului și a structurii, la final, să fie cea impusă de legislație. Acest proiect se află în județul Prahova, vorbim de o construcție puțin atipică, o construcție izolată cu hemcrit, are o suprafață utilă de aproximativ 50 de metri pătrați, o structură parter plus etaj. Provocarea acestui proiect a fost că terenul pe care am construit a fost în pantă. Una din celelalte provocări a fost că suntem în cea mai seismică zona României și acest proiect a trebuit calculat mult mai intens din punct de vedere seismic. Costul acestui proiect a fost de aproximativ 14.000 de euro cu montaj inclus. Următoarea etapă pentru realizarea proiectului a fost izolația, pentru că acest proiect nu a fost izolat de către noi, iar această etapă este delicată pentru că vorbim de izolație cu cânepă care necesită timp de uscare destul de mare. După ce noi am terminat structura, practic, următoarea etapă e izolarea structurii înainte ca instalații sanitare și electrice să se monteze și să înceapă etapele de finisaj. După izolarea structurii vorbim de învelitoare, practic de protejarea structurii la ploaie și la exterior, urmând ca clientul să desfășoare celelalte lucrări așa cum și le-a propus.
Montajul acestei structuri, acestui tip de proiect a durat 6 zile lucrătoare, de la recepția fundației până la finalizarea șarpantei. Dacă ești interesat să afli mai multe lucruri despre acest proiect, te invit să vizualizezi canalul nostru de YouTube, unde săptămâna trecută am prezentat un material cu Traian în care am detaliat mai mult această structură și acest proiect general. Următorul proiect s-a montat pe Valea Dobârlăului, la domeniul Toma, și vorbim de un spațiu public, respectiv de o sală multifuncțională de evenimente, de aproximativ 200 de metri pătrați utili, care s-a construit până în faza de finisaj. Iar când vorbim de finisaj, vorbim de încălzire în pardoseală, de montaj de parchet, placare de pereți interior-exterior până la stadiu final, de instalație sanitară și electrică funcțională conform cu cerințele arhitecturii. Vorbim de placări de faianță, de placări de gresie, montaj de uși interioare, tâmplărie exterioară, practic un proiect la cheie. Având în vedere că avem o suprafață construită foarte mare și că proiectul este la cheie, durata de finalizare a acestuia, de la recepția fundației de beton până la finalizarea tuturor lucrărilor, a fost de aproximativ 6 săptămâni, iar costul acestui proiect a fost în jur de 100.000 de euro. Dacă ești interesat să afli mai multe despre acest proiect, pe pagina noastră de YouTube găsești un podcast în care proiectul este prezentat în detaliu de către colegul meu Liviu, alături de client. Sper că am reușit să-ți transmit prin prezentarea acestor proiecte că noi putem să facem structuri din lemn simple, putem să facem structuri din lemn izolat, putem să facem structuri din lemn care să cuprindă partea de instalație și inclusiv partea de finisaj conform proiectului arhitectural. Asta înseamnă că pornind de la structuri din lemn simple, putem să facem inclusiv structuri la cheie cu tot cu amenajarea interioară. Dacă ai un proiect și vrei să-l ducem până la capăt, în oricare din fază ar fi acesta, te aștept ca să discutăm pe concept, pe planuri arhitecturale și pe ce dorești să construiești.